Am făcut baie, am dat jos tot nisipul și acum am venit la Hard Rock Cafe pentru a mânca. Astăzi e o zi chill, v-am zis că vreau să ne întoarcem la hotel. Am fost de ne-am luat și camera direct de la recepție, am luat-o în primire, ne-am luat cheile. La vreo 4-5 o să mergem și acolo o să rămânem. Cred că o să-mi facă mie unghiile astăzi. Așa am vorbit, vedem ce timp avem. Întotdeauna mi-am dorit să ajung la Hard Rock Cafe în București și n-am ajuns și nici în Tokyo n-am ajuns, dar uite că am venit în Dubai. Și asta este o ținută de a lui Britney Spears. Este o ținută pe care ea a purtat-o și uite aici avem și autograful ei. Ce-ai găsit? Ah, Hard Rock Cafe Dubai. Ah, și ăsta e drăguț. Hard Rock Cafe Dubai. Dar ăsta e spatele, nu? Bă, dar e spatele și fața e așa simplu. Și asta este ținuta lui Gwen Stefani. E ținuta ei pe bune, adică nu e o replică sau ceva. Și uitați-vă la spațiul ăsta. Noi, bineînțeles, că am intrat direct la suveniruri. A, uite, au și magneți, așa cu Dubai, Hard Rock Cafe Dubai, pentru bere. Asta e pentru tata. Nu au și stickere pentru geamantanul nostru? Oare? Mergem să mâncăm și după aceea venim să mai vedem ce au. Mira vrea poză. Stați puțin, poză, repede, repede, repede. I'm not gonna change my mind. You're headstrong forward, but this time around I'm taking my time. Don't push me. I'm not coming down. I'm not giving up. Aici sus avem și mai multe costume. James Brown. Și în partea asta, asta este costumul lui Elvis Presley. Nu pot să cred că e aici. E într-o condiție bună, ținând cont de faptul că au trecut atâția ani. Mary Wilson. Asta e cămașă purtată de Mick Jagger. Uite, a purtat asta în turul lui în 76. Asta e ca un fel de mic muzeu. În 2003, cei de la Aerosmith au cântat pentru a aniversa 100 de ani de Harley Davidson. A fost un concert special pentru care nu au luat un fee foarte mare, dar pe lângă acel fee modest pe care l-au cerut, ei au fost plătiți și în motociclete. Și motocicleta de aici este un model limitat din 2003 și basistul trupei Aerosmith a primit-o atunci. Cât de tare! Și aici avem fotografii. Ah, Shakira, Shakira, cred că știu pantalonii ăștia. Shakira e mai mică de înălțime decât mine. Uite, sunt pantaloni făcuți pe comandă. I-a purtat în ultimul ei tur. Și apoi i-a donat pentru Hard Rock Cafe. Mai sunt o grămadă de văzut în încăperea asta și avem și la etaj multe de văzut. Ce vrei să-ți iei? Burger? Ne luăm burger cu toții? I made up my mind, going straight to the top. Ne-au venit burgerii, eu mi-am luat varianta originală, o rețetă veche pe care trebuia să o încerc și Taiga aici a luat ceva cu bacon și barbecue. Am zis că o să împărțim și ei toți și-au luat bacon barbecue. Și meniul pentru copii a venit așa, într-o farfurie în formă de chitară. Și are burger cu cartofi, cu sosuri. Poftă bună! Da, e mare. Mai am ceva aici, o crochetă. Onion ring, da. Vreau eu sacoul ăsta. A fost purtat de Marilyn Manson. Sigur e cu Swarovski acolo. Stai că sunt foarte multe și aici. Da. Madonna și... Bon Jovi! Trebuie să fac și eu niște poze. George Michael. Încălțările lui George Michael. Matias Jazz, Elvis Costello. Și aici Michael Jackson. Uite! Ai și o poză! Ca să vezi exact cum era pe el și tonalitate și pălăria.
Și pe încălțări avem și autograf. Și de data asta chiar am văzut tot. There's no cells or something. But small like, ones. Yeah, it's just like cells, okay. Like a normal cells. Și aici și asta este punga de la Luxury for Less. Am luat o roche pentru Mira, niște încălțări Roberto Cavalli pentru Mira, plus două rochii 100% dimătase pentru mine și și-a luat și Taiga vreo două nebunii. Bum! Da, două nebunii. Ți-a luat o geacă și pantaloni pentru not, nu? Short din acela, uitați. Da, sunt super happy cu tot ce am găsit. Și pe toate astea am dat 1500 și toate sunt de designer. Da. Not bad, not bad. Mergem! Yes. Asta e un brand din România. Disney Castles. They're not selling anymore. I want it. Star Wars. They have a town inside. Gata cu seria de shopping. Încercam să le aranjez pe aici, să văd cum le bag, pe unde le bag, ca să terminăm cu ele, să avem două geamantane de care nu ne mai atingem și să rămână doar ăla geamantanul pentru următoarele zile. Uitați ce a găsit Mira aici, Lego Powerpuff Girls. E sold out peste tot. A avut mega noroc cu el. Și da, și-a luat și Baby LOL și o grămadă de nebunii. Și astea sunt cumpărăturile de astăzi pe care trebuie să le pun în geamantanul de acolo, să am nevoie de ele. Mișeu? Hai să vă arăt rapid ce am luat. Deci, rochile pe care eu mi le-am luat, le-am găsit la copii, dar având 1,58 m, sunt ce trebuie, că astea sunt pentru, uite, 162 de centimetri. Deci sunt pentru adolescenți. Asta e una, dimătase, foarte drăguță, bun. Apoi, o am pe cea de aici, care e tot așa, 100% dimătase și este cu un tigru. Nu mă uitați că am aici microfonul și stă umflat. E foarte scurtă, o să meargă la mare cu niște sandale Gladiator și Taiga o să fie foarte mândru pentru că port o roche cu tigru și asta e tot de la Roberto Cavalli. Apoi, papi și-a luat slipul ăsta, bun, de la Moschino. Ești pregătit să mergem la piscină, nu-i așa? Că te ziceai tu că nu mai ai slip. Mergem în Maldive și-a luat și Mira o rochiță de la Roberto Cavalli. Uitați, asta e. E o rochiță cu mânești 3 sferturi și e destul de grosuță. Și Mirei i-am luat o vestă
tot de la Roberto Cavalli, pasta o să o poarte acum primăvară cu o cămașă, cu niște sneakers și un outfit cool și relaxat. Să zic că am făcut dezastru și Mira mai are ceva, mai are niște sneakers tot de la Roberto Cavalli. Deci noi ne-am luat toate alea de la Roberto Cavalli. Ăștia sunt. Argintii. Sincer, dacă aveau așa mărimea mea, îmi luam. Și taiga și-a mai luat niște ochelari, o geacă pe care o poartă acum, a pus-o repede pe el că îi place prea mult. Am atât aici, multe, multe bomuri. Și aici Mira și-a luat de la Zara o rochiță. Bun. Niște pantaloni cu animal print. Și atât. Aici sunt doar niște plame pe care și le-a luat tot așa un pic mai devreme. Opa! Bravo, ea. Le-a desfăcut că și-a pus una deja. A, și eu mi-am mai luat de la AG niște spadrile. Stai să vi le arăt. Astea sunt. Era să uit, mi-am luat și eu încălțări astăzi. Așa, tan, simple, clasice și fix ce trebuie, pentru că nu mai aveam espadrile deloc. Anul trecut am purtat obsesiv niște espadrile albe, anul ăsta cred că pe asta o să le port obsesiv și gata, cam astea au fost cumpărăturile noastre pe ziua de astăzi. Urmează să mergem la hotel, să luăm camera în primire, de fapt să o vedem, de luat în primire am luat-o, ne-am luat cardul. Și somn, nu mai facem nimic, ziceam cum fac unghiile, dar mi le fac mâine la hotel, la celălalt hotel. E ultima cameră, la ta. Hai să intrăm. Ar trebui să fie... la! Am luat pasta cu cadă! Am uitat pentru o secundă că ne-am tot uitat, ne-am tot gândit, ne-am tot răzgândit. Păi în seara asta fac o baie, ce să mai ziceam, că nu mai fac. Dar fac o baie, facem băiță. A, s-a prins lumina! Și am fier de călcat, puteam să încalc aici. Tot ce-mi trebuia. Dar le-am lăsat la mie acum. Aici am uscător pentru păr, avem de fapt... Și uite papuci, mami, scoate tu papucii de acolo, te rog. Câte perechi avem? Una. Două sunt, una pentru mine și una pentru papi. Să pun geanta, să pun toate mărunțișurile astea aici, ca să avem mâinile libere. Avem Nespresso. Avem, ne-au lăsat de toate. Aici avem și dulciuri, chipsuri. Da, astea nu sunt gratuite. Eu căutăm capsulele. Pentru că avem apă din partea casei. Așa. Și era tot Grand Hotel Dubai. Și ăsta se închide. Ni l-au lăsat deschis ca să vedem exact că avem diverse acolo. Se e un alt dulap micuț. Ia să vedem aici. Bum! Tot un dulap. Ea să-și bage repede nasul. Biroul. Stația pentru a-ți încărca laptopul. Da, e plin de oglinzi. Mie îmi place cu oglinzi. Un televizor, să știi că vreau să dau drum un pic la televizor astăzi, să-l las așa în surdină, o să mă pun aici. Vroom! Așa! Ah, ce bine e! Doamne, cât de bine e! Eu aici dorm. A, da? Nu știu, e confortabilă rău. Oh, it's big. Canapeaua asta. Dar încă nu v-am arătat patul, eu am venit la priveliște. First things first. Așa. Nu e electronic. Wow! Asta. Vedem autostrada. Poți să faci un time-lapse. Da. Să vedem. Avem priveliște spre centrul vechi al Dubaiului, nu spre centrul nou. Vedem mașinile cum trec și cum se duc dintr-o parte în alta. Dar e frumoasă priveliștea asta. Sincer, abia aștept să ajungem în centrul vechi. Eu îmi doream să începem cu acea zonă a Dubaiului, dar Mia, stând în centrul nou, am zis să fim mai aproape de ei. Am avut și ceva mai multe activități împreună. Wow, și camera e superbă acum că o văd din unghiul ăsta. Și patul e chiar mare, iubitule. Nu te mai poți plânge că n-ai spațiu de noi. Bine că tu tot pe atâta o să dormi, că noi o să venim în tine. Amândouă, o să ne băgăm în tine. Dar s-ar putea să ne pierdem, să nu ne intersectăm.
Și asta este baia. A, nu poți să intri, că e... A zis Mira, bine, mami, dar te vede toată lumea dacă faci baia aici. Cam așa e. E o cameră pentru familie, mami. Nu, nu poți să tragi. Da, trebuie să ai ceva, o perdea. Hai să intrăm din partea asta la altă. Să vedem exact. O, de acolo oare? Nu? Pare fi, da, 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 e, dar nu știu cum o activăm. Deci avem o perdea acolo sus pusă. Dar, uite, uite, aia albă, vezi? E rulată acolo. Trebuie, da, e electronică, trebuie doar să găsim butonul. Uite de aici. Asta e pentru volum. Da, dacă. Oh, uite. Yes! Ta-ta! Ah, cool! Pa, Mira! E so cool! Da. Taiga iubește când avem perdele electronice. E partea lui preferată atunci când stăm la un hotel. Bum, gata, nu mai vedem pe Mira. Și acum, înapoi. Brum. Bună iar! Super! Gata, ușurel, 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 ușurel. Și aici ne-au lăsat periuțe de dinți, gel de duș, șampon, cremă, plus alte două sticle de apă. Avem și prosoape și cântar. Cântarul nu lipsește. A, și avem și duș, iubitule. Da, e o cameră întreagă. Care este cabina de duș? Japanese style. Și camera, și toaleta, da. Și toaleta, să știi că e destul de mare și spațioasă. Și camera asta are 41 de metri pătrați, nu? Dacă nu mă înșel. Nu e foarte mare, dar e foarte bine compartimentată. Și parcă ești într-un spațiu de 60 de metri pătrați, nu de 40. A, ce-mi place și oglinda asta. Am face aici niște poze super geniale, dacă n-aș fi atât de obosită. Am ieșit să ne plimbăm. Astăzi a început lent pentru că ne-am trezit mai târziu și nu ne-am grăbit nicăieri. Am stat acasă, ne-am băut cafeaua acasă și acum mergem la Dubai Mall unde o să ne petrecem restul zilei. Vrem să ne plimbăm, să facem poze, să intrăm prin câteva magazine și ne-am întors aici la domnul Burj Khalifa și nu credem că o să urcăm. Era în plan, dar am avut atât de multe activități încât am zis că poate ar fi cazul să mai păstrăm și pentru data viitoare. Ideea e că turiștii pot urca până la etajul 148 și toată clădirea are peste 160 de etaje. Mi-am scos iar la plimbare pantalonii ăștia, mă simt foarte bine în ei. Și miruța mea, roz, cu roz și cu gri. Și ce ai adus acolo? Pentru Baba Chan. Ai o surpriză pentru Baba Chan? Și pentru Mia. Și pentru Mia? Și ce ai făcut pentru Mia? Ce ai făcut pentru Mia? L-ai făcut pe James, eu știu, le-ai arăt și lor? L-a făcut pe James din Lego. Ia să-l vedem pe James din Lego. El este James din Lego. Și pentru Baba Chan ce ai pregătit? Tot așa din Lego? Nu spun. Wow, zici că e o cutie de bomboane cu flori. Uitați-vă. Și a fost ideea Mirei, ea singura a făcut. Da. Și a venit cu ideea asta. Foarte. Și florile au tot așa, formă de inimă. Deci mail așa. Da. Singură, singurică, nu s-a inspirat de nicăieri. A pornit de la forma de inimă și după a creat asta. Cred că Baba Chan o să fie foarte fericită. Zona asta este plină de locuri instagramabile, unde te uiți e instagramabil, dar ai nevoie de obiectiv wide pentru Dubai.
Și am ajuns la mall. Acum trebuie să o găsim pe mama lui Taiga. Să vedem unde ne întâlnim și cum dăm de ea. Partea bună e că Taiga a putut să se conecteze la internet. E acolo, admiră priveliștea. Și în seara asta o să prindem și jocul de lumini de aici, de la fântână. Și James a spus că ne duce să mâncăm cea mai bună shawarma de aici. Astăzi vreau să intru să iau niște cărți pentru Mira, că am găsit niște cărți în limba engleză, foarte drăguți, ilustrate și la un preț bun, pentru că erau trei la preț de două. Și mi-ar plăcea să încep să cumpăr și din suveniruri pentru acasă. Mira și-a prins singură cardiganul acolo. A, și uitați, avem și Muji, brand japonez, cu produse pentru casă, lounge. Hai să o găsim pe mama lui Taiga, ar trebui să fie undeva în fața magazinului Daiso. Am ajuns la Borders. Aici sunt cărțile despre care vă povesteam. Uitați, sunt în engleză și la început o să îi le citesc eu Mirei și mai târziu și le citește singură. Nu știu, dar o să înveți, iubita mea. Sunt multe povești interesante și în spate avem și mai multe cărți. E un paradis aici pentru cărți. Avem și Harry Potter. Harry Potter avem și noi acasă, mami. Toate cărțile Harry Potter te așteaptă să le citești. Aici scrie prea mic, știu, dar cele de acasă sunt cu scris mai mare. Vreau să citesc și eu cartea asta, The Maidens. O să-mi o iau pe iPad. E următoarea după ce termin de citit ce am început acum. Dacă vreți să aflați mai multe lucruri despre Japonia și cultura japoneză, astea două sunt cărți pe care vi le recomand. Le am și eu acasă. Și la fel ca și la Daiso, și aici găsești tot felul de nebunii. Uitați, avem marcare, așa cu sclipici, cu sclipi-sclipi, caiete, agende, pixuri, creioane, de toate. Agenda asta e drăguță. E de fapt un jurnal cu Ariel. Penarul ăsta e super drăguț. Da, am descoperit brandul ăsta, Smigo, și au o grămadă de produse. Au până și bentouri. Uite, mami, cu Cinderella. Ce vrei să faci? Să vezi de la început? Uite cum e. Nu ai foarte mult spațiu, ce-i drept. Ai doar aici, vezi, pentru creioane și un pic aici. Bine, aici nu prea e pentru creioane, sau ai putea să pui culorile. Și acum am aflat că acest brand Smigo e din Australia. Și carcasa asta e drăguță, e mai mare. Și mai avem și așa cu Ariel, la fel ca cel de mai devreme, doar că cu o altă prințesă. Și ăsta e fain, cu unicorni și ai și calculator. Știu că pe noi ne certau profesorii când ne aduceam calculator la școală. Și astea sunt tot așa, mai multe ghiozdane și accesorii pentru școală și cutii, așa. Pentru organizare, ba da, sunt niște cutii de organizare, le pui în ghiostan. Și penarele de aici, uite, mami, cu iepuraș, vezi? Și sticle pentru apă și pentru ceaiuri, băuturi. Asta e un pic scary, are o față atât de reală. E gentuță. Și geamantanele de ei sunt tot de la Smigo. Vedeți că aceeași formă, așa, în 3D, în relief. Nu e backpack, e geamantan pentru călătorie. Și avem și așa, cu dinozauri. Ghiozdanele, uite-le acolo, în spate. Ghiozdanele geamantan erau aici, mami, le-am văzut data trecută. Ce ține Mira minte. Și uite, ăsta e. Nu? A, nu, ăsta e doar ghiozdan. Și aici mai sunt câteva cărți și imediat ajungem la agende. Și astea sunt drăguțe, dar sunt pentru copii mai mici. Vedeți? Acesta se deschide așa, e cu flap. Și bineînțeles că au și o zonă Lego. Lego pentru copii, dar și pentru adulți. Zona noastră preferată este zona Baby LOL. Data trecută ne-am luat ceva ce știam că nu găsim în România. Astea sunt mai multe păpușele și ne-a plăcut la nebunie căsuțele de aici. Avem, uite, o căsuță pentru căluți și ai mâncare, perie, să ai grijă de căluțul tău. Și unde este mami căluțul? Că am văzut și căluțul noi data trecută. A, și asta este un camping car. Da, vezi? Și asta e tot așa, camping car. Unde-s căluții? Nu știu că erau aici. Asta e zona Baby LOL. Și avem... A, nu știu. Și e redus, e la un preț bun.
Wow! Dar știți că noi avem o obsesie pentru Baby LOL? Avem lumini! Și acolo primește o păpușă și o căsuță. Asta e mașina cu piscină. Nu mai știu care era numele ei, mami. Dacă tu nu știi, nici eu nu mai știu. Candylicious. Candylicious, da, așa este. Asta nu avem. Aveam cu părul mov? Nu avem cu părul mov, nu? Da, și astea sunt o grămadă de păpușele. Au toate colecțiile aici, din film. Ia uite, Mira, aici entuziasmate. Toate starurile din film. Și ea e preferata ta? Știu că ziceai că o vrei pe Gamma Babe. Că Mira ne-a spus, aici avem și mai multe. Am găsit o casă, Baby LOL. E mai mare decât casa pe care noi o avem de la Moș Crăciun. Și uite, au și un topogan aici. Și casa e din lemn. Au și mașină. Mașina nu este inclusă, mami, pe aia trebuie să o iei separat, dar au garaj pentru mașină. Aici avem Rainbow High. Noi ne-am uitat la serial pe Netflix și ne-a plăcut mult. Și acum suntem fane și Rainbow High. Și ce credeți? Păpușile astea aparțin tot de compania LOL. Cei care fac Baby LOL-urile le fac și pe cele Rainbow High. Oricum, Rainbow High și Baby LOL, astea sunt jucării de luat în principiu din America, pentru că acolo le găsești super ieftine. Dacă în România cumperi o păpușă cu 250 de lei, în America o iei cu 80 de lei. Aici e o diferență mare. Asta e cea care a plecat. Asta e cea care a plecat? Da. Dar după aceea s-a întors, nu? Da. Surpriză. Acolo cred că nu știi ce primești. Ba nu, primești o perucă ca să fii și tu Rainbow High. Vrei să fii tu Rainbow High? Ce mai multe seturi, Baby LOL, avem așa, LOL, OMG, poți să-i aranjezi părul. Da. Vezi, ai tot felul de accesorii pentru păr. Da. Nu știu voi cum sunteți, dar eu iubesc jucăriile. Când intru cu Mira într-un magazin de jucării, zici că avem aceeași vârstă. Și în colțul ăsta avem și mai multe accesorii pentru păpuși, pentru bebeluși. Uite bebelușul de aici, cât e de drăguț, mami. Și ăștia sunt căluții pe care îi căutam și despre care vă povesteam și uite, sunt și la reducere. Căluțul de aici chiar e la un preț bun pentru că e lucrat foarte frumos și primești un căluț plus multe accesorii și poți să cumperi și cotețul lui, nu? Și aici e și mai multe accesorii și trebuie să strânți, să-i dai de mâncare. Eu zic, hai la cărți, la care Mira, hai la LOL? Zic, nu, la cărți, mami! La cărți, la agende. Vreau să-mi găsesc și o agendă pentru 2022, pentru că încă nu am început o nouă agendă. Și pentru mine e regulă. În fiecare an, la început de an, trebuie să-mi iau o agendă. Ia să vedem. E doar un... ok. Asta e un caiet simplu. Începe din ianuarie. Îmi plac foile. Dar n-aș vrea să-mi fac două caiete separate. Vreau să-mi fac ceva și pentru YouTube și pentru alte proiecte pe care le mai am în curs și să am totul într-o singură agendă. Avem și varianta asta, dar nu-mi place când avem agenda liniată, prefer o foaie cu puncte. Mira și-a luat o agendă așa pufoasă, pufoasă. Ce agenda de aici are faină, cu albinuțe, vezi? Cât de drăguțe sunt! Toate felicitările de aici, uite. Unicorn cu Camila, asta îmi place, cu Camila. Cu panda. Cu panda. Happy birthday. Am ajuns în colțul cu produse pentru aniversări, vezi? Baloane și lumânări și hârtie de împachetat și pungi de împachetat. Dar hai să mergem la cărți, pentru că zona cărților e foarte mare de aici. Nu au 7? Nu au balon pentru ziua ta? 3, 4, 5, 6, 7. Cred că o să-mi iau planerul ăsta. Nu e albastru, tocmai culoarea mea preferată, dar îmi place cum e compartimentat. Taiga vrea să-i cumpere Mirei o cutie de bento de la Smigo. Uite. Crezi că aș putea să-mi iau cărțile acum sau ne întoarcem? Acum doar să mă uit un pic, nu? Că e deschis mall-ul până la 12, adică avem o grămadă de timp, n-are sens să ne plimbăm cu ele de colo-colo. Da, după ce mâncăm de seară, nu? Dar o grămadă de cărți chiar și pentru mine. Și sunt așa super excited, dar pune și manga. Și asta e zona cu cărți și sunt cărți în limba engleză. Deci nu mai pot, sunt super excited, aș putea să stau aici toată ziua. Hai să ne uităm mai întâi la cărțile pentru copii. Avem Micii mei eroi, varianta în engleză. Și asta e la fel o altă carte pe care o avem și noi, dar doar că noi o avem în română și aici în engleză. Plus și mai multe cărți pentru copii.
povestea diferitor personalități, oameni din istorie. Uite, Dream Big Little Leader. Cărțile astea nouă ne plac cel mai mult. Și uitați, mai avem și în partea asta. Cleopatra, Cristofor Columb, Monte Cristo. Astea chiar sunt de luat toate. Uite, și mai multe povești pentru copii, Aladdin. Și au scris-o așa mare, pentru a le fi mai ușor celor mici. Și toate cărțile din colțul ăsta sunt la fel, 3 la preț de 2. Și mai multe cărți. V-am spus că sunt în paradisul cărților. Și nu mă așteptam ca toate să fie în engleză. Și astea sunt cele pe care le avem și la intrare. A, uite, Aventura Sakurei. Da, mă gândeam să iau așa niște cărți. Vedeți că sunt destul de grosuțe, dar să-i citesc mire în fiecare seară câte 10-15 pagini. Și apoi când ea mai crește un pic, o să și le citească singură, ce că mai crește un pic. Cred că maxim un an o să poată să și le citească. Bine că astea par un pic mai greuțe, pentru că suntem la intermediari. Poveștiri cu sirene. Uai, abia aștept să înceapă Mira să citească și să zică, mami, hai să ne cumpărăm cărți. Am terminat cărțile pe care mi le-ai luat, hai să mai luăm, că vreau să citesc și aia, și aia, și aia. Sper să fie așa. Timmy Failure. Sanitizing for your protection. Nu cred! Captain Underpants! Ne-am uitat la desene cu Captain Underpants. Mirei nu i-a plăcut, mie mi-a plăcut maxim. Uitați, doar ăsta este colțul cu cărți islamice. Atât. În rest, toate sunt în limba engleză. Aș pe asta ar trebui să o citesc. The Asshole Survival Guide. Să-i fac o poză, să nu uit de ea. De obicei așa fac când merg într-o librărie. Poate sunt cărți pe care nu vreau să le cumpăr chiar acum, dar mi-au atras atenția și nu vreau să uit de ele. Așa că scot telefonul, fac o poză la copertă. Și fie mă întorc mai târziu după ea, fie o caut online, îi caut puțin și review-uri. Va cu geamantanul, mama lui Taiga a venit cu două și o să se întoarcă doar cu unul și pe celălalt o să ne-l dea nouă. Așa că pot să cumpăr cărți și pot să cumpăr
suveniruri fără să mă gândesc că aoleu, n-am spațiu, aoleu, n-am unde să le bag și așa mai departe. Sunt super fericită pentru că mi s-a luat așa o piatră de pe inimă. Uitați cât de drăguțe sunt! Nu știu de unde obsesia mea pentru cămile. Și aici, uitați, farfurii decorative, lampa lui Aladdin. Uite, pentru ochelari, cu cămile și Dubai mare. A, uite! Semn, atenție cămile, punem asta în casă. Și uitați ce de cămile și în colțul ăsta. Cămile souvenir. Și pe roșu, pe albastru. Cred că astea sunt preferatele mele. Asta e locomotiva care e sold out în România? Și Singapore? N-am văzut niciodată Singapore. Ai văzut? A, e nouă. 2 ore mai târziu am ieșit și noi din magazin și cred că v-am arătat cam 60% din tot ce are de oferit. Mai avea partea cu Lego în care n-am intrat și la jucării, iarăși erau foarte multe. Și la cărți, la fel, am trecut rapid printre ele, dar n-am stat să insistăm prea mult asupra fiecărui colț în parte. Și acum mergem să bem ceva, să ne așezăm puțin, să ne tragem sufletul. Și o să continuăm vânătoarea de, nici nu știu de ce, vânătoarea de suveniruri, nu? Că după asta am venit, dar momentan nu vrem să cumpărăm nimic pentru că nu vrem să ne încărcăm. Că o să avem mult de mers, mai pe seară ne întâlnim și cu James și Mia și o să ieșim la plimbare și vrem să admirăm și fântâna și așa mai departe. În principiu, după cină ne întoarcem și cumpărăm, așa că momentan stăm și căscăm ochii. Și ne facem o listă așa în minte cu ce vrem să cumpărăm și abia apoi ne întoarcem și luăm ce avem de luat. Vedeți mașina de acolo? E un taxi pentru a te duce de la o locație la alta aici în mall. Ăsta este cel mai mare pol în care am fost vreodată. Nici la Paris n-am văzut un pol atât de mare. Și ieșim pe terasă. Au venit băuturile, eu mi-am luat fresh de portocale și o cafea și mama lui Taiga și-a luat fresh de mango și trebuie să-mi vină și supa de ciuperci. Voi ce v-ați luat? Croissant? Croissant and cookies. Vă răsfățați! La 7:30 mergem cu barca. Pentru că și în seara asta o să luăm o barcă, dar de data asta este o barcă mică, care o să ne plimbe așa pe lângă fântână. Sper să nu ne udăm prea tare, sincer. Am un pic emoții pe partea asta, dar o să fie o experiență unică. V-am zis că suntem 100% turiști seria asta. Facem tot ce se poate face. Suntem cei mai turiști aici. A venit și croasantul prințesei mele. Arată foarte bine, dar stați să vedeți ce a făcut Taiga. S-a luat 2 prăjituri. Am crezut că e o prăjitură pentru tine și una pentru mama ta. Dar, dar mi-a explicat o treabă. Ci că ăsta e cheesecake cu căpșune și asta e tarta cu căpșune. Și nu s-a putut hotărâ, așa că le-a luat pe amândouă. Simplu, nu? Easy peasy. Și asta este supa de ciuperci pe care am luat-o la recomandarea mamei lui Taiga. Vezi că e foarte bună supa de la acest pol și știe cât de mult îmi plac mie ciupercile, așa că a trebuit să încerc.
Problema e că în seara asta noi mergem să mâncăm shawarma, dar eu nu simt că pot mânca prea mult astăzi. Mă gândeam să-mi iau o shawarma mică pe care să o împar cu Mira, să facem jumătate-jumătate. Dar parcă nici n-aș vrea să sar peste, pentru că prea a lăudat-o James și prea a zis că e cea mai bună shawarma din Dubai. Și nu cred că o să mai ajungem până plecăm și după o să regret. Așa că de încercat trebuie să încerc, dar cu siguranță nu o să pot mânca una întreagă. Ne-am plimbat, ne-am învârtit până am ajuns la această cascadă artificială care se întinde pe 3 etaje. Uitați cât sunt oamenii și cât e cascada. E superbă! Și aici mai avem încă o cascadă din aceasta, dar e mai micuță. Hai să mergem să luăm bărcuța! Și acum trebuie să ne dăm seama de unde luăm barca. L-a întrebat Taiga pe tipul de la securitate. Facem dreapta? Ok. Cam asta este realitatea din spatele fotografiilor și reels-urilor de pe internet cu această fântână. Că de multe ori te uiți și zici, wow, e atât de gol, dar de fapt nu. E plin de oameni. Am găsit Lake Ride. De aici trebuie să luăm bărcuța. E o bărcuță din lemn tradițională. Acum vedeți mai bine bărcile și fiind 6 persoane, cred că o să avem o barcă doar pentru noi, nu suntem siguri. O să dureze 30 de minute tura cu barca, deci asta e cea mai scurtă de până acum. Ai grijă, mami? Wait. Like this. Ok, here you go. Thank you. Sper să nu ratăm show-ul. Ar trebui să înceapă, nu? Acum. Mica noastră călătorie cu barca. Vă spun sincer că a fost minunat. Mai aproape de atât n-ai cum să te apropii de fântână. Și ne-a stropit un pic, dar nu ne-a udat. A fost ok. Când bătea vântul, veneau strop de apă așa pe noi. Și ne-am bucurat de două show-uri. Am avut noroc pentru că am prins atât show-ul de anul nou, cel cu mapping pe Burj Khalifa, dar și show-ul normal, cel de 5 minute, doar cu joc de lumini și apă. Și mi s-a părut impresionant cât de sus sărea apa, ai văzut? Da, și mie era wow, mami, dar nu vreau să-mi pun cardiganul pe mine, că-mi place când sunt așa un pic stropită. Și gata, parcăm.
și coborăm. Cred că o să mergem să mâncăm, dar vă spun sincer că nu mi-e foame. Aș bea ceva, ceva cu acid, aș bea sincer. N-am băut nimic cu acid de când am venit în Dubai. Bine că de obicei nu prea beau, mai beau din când în când cât o Fanta. Și imediat o să intrăm în suc, dar e foarte aglomerat. Spunea James că de obicei aici se mănâncă pe la ora 9. Acum este ora 9, toată lumea e în mișcare, să caute un restaurant, Netflix. Se așeze undeva. Unde Netflix? Ah, reclamă commercial. La Netflix! Pe Burj Khalifa. Pune-și-ne reclamă aici cu AI Keda, follow her on YouTube. Da. Nice. Este incredibil de aglomerat aici, abia dacă am găsit o masă și nu mă mai ridic, aici rămân. Taiga o să-mi iau o shawarma pe care o să o împart cu Mira. Am zis să aleagă ceva care să nu vină picant. Și să-mi spui și mie ce au la bar. Îți iei ceva de băut de la bar? Mi-a luat Taiga un cocktail arabesc. Ne cinstim în seara asta. Cheers! Cheers! Și a venit shawarma. Asta e porția noastră, mami, o împărțim. Vezi cât de bine arată, e împărțită în două, o bucată pentru mine și o bucată pentru tine. Și avem și cartofi, nu mă așteptam la asta. Par a fi cartofi făcuți la cuptor, nu? Și gata, am plecat de la Time Out Market, am stat mai mult decât ne propusesem și decât ne așteptam. Și am aflat câteva lucruri noi. În primul rând, Time Out este o revistă foarte cunoscută internațional. Există și în UK și în America și a luat naștere în 68. Și acest Time Out Market este o colecție a celor mai bune restaurante din Dubai. De aceea mâncarea este atât de bună acolo. Am simțit eu ceva, dar nu știam de acest aspect până când nu ne-a spus James. Și dacă ajungeți în Dubai, vă recomand cu mare drag să mergeți și să încercați mâncarea de acolo, pentru că aveți o selecție foarte mare, bucătării de peste tot din lume. Noi mâine am zis că o să ne întoarcem și o să mâncăm la Time Out Market. Și desertul a fost foarte bun și shawarma a fost bună, foarte mult usturoi, chiar merită. Și prețurile nu erau foarte piperate.